Nu mișcă nimeni! Ești arestat, Semaca! Nu trageți, domnule Niclovan! Vă promit, nu mișcă nimeni! Eu sunt lăscărică! Domn Semaca, vă rog să credeți că nu v-am trădat! Am fost adus aici cu forța! Vă rog să credeți, domn Semaca! Nu trageți! Sus mâinile! Ați venit la timp, domnule comisar. Domnule comisar, dați-mi voie să vă explic. Luați-l. Niclovan. Mă, băiete, ce-i cu tine? E grav? Un fleac. M-au ciurit. De ce ai venit aici? M-am bazat pe flerul tău. Păcat că te-ai dat în dreptul lui. Niclovan. Nu știam că doare așa.
În numele legii, tribunalul hotărăște. Achită pe inculpatul Semaca Constantin din lipsă de probe. Dispune punerea sa în libertate. Ce să vă spun, o noapte de groază. Tocmai inspectam una din magazinele mele când m-am pomenit în plină luptă între gangster și regretatul Miclovan. Dacă nu era domnul comisar Roman să-mi salveze viața... Cum să vă mulțumesc? Voi ce faceți, nu veniți? Mergeți înainte la mașină. Credem că totul s-a aranjat. În sfârșit, îmi pare rău, păcat. Dacă totuși ați vrea să vă mobilați apartamentul într-un mod corespunzător, vă rog să vă adresați. Domnule? Hai, a fost colosal, deja. Cine e? Polițaiul care l-a arestat. Quel girl! Să trăiți, domnule comisar. Dacă nu vă supărați, eu... Ce vrem, omule? Lasă-mă, dracului, în pace. Ai avut dreptate, Tudore. Dar mai ai puțină răbdare. Tu acum, iartă-mă, ai vreme. În sectorul ăsta am controlat toate străzile. Roman la telefon. Cum? Unde? Venim imediat. Toată lumea la triaj, bine înarmată. Domnule Roman! Ce vreme? Haideți, băi!
Aici. Sunt vreo 10-15 bandiți înarmați. Au rănit doi ceferiși și un polițist. Unde? Pe linia 7. Ce e acolo? Vagoane cu alimente pentru Moldova. Aveți grijă, domnule comisar. Ascultați aici! Aruncați armele și predați-vă! Sunteți înconjurați! Ce belești, bă, ochii la mine! Grijă mi-a, mătii! Crisă-mă, vreo 25. Civili? Da! Scoateți-vă pălările din cap să nu ne găurim unii pe alții. Voi, luați-o înainte și țineți-vă loc, hai! Stai! Patru pe parte, patru pe cealaltă, restul în camioane și valea! Hai! Gata, șefule! Planul e simplu. Ne împărțim în două. O parte atacă așa, ceilalți pe aici. Prindem garnitura la mijloc. Dați-vă un automat. Nu trage nimeni fără somație. Haideți! Nu trageți! Pune cătușele. Trage-mă, trage-mă! Uite ce-am găsit, șefule! Bă, deștepte-a mai făcut măta! Bă, luați boabele astea și foc de artificii ca la 10 mai! Ia, șefule! Lasă arma și ieși de acolo. Vă rog, nu trageți. Vă rog. Mișcă. Vă rog, nu trageți. Mișcă. Nu trageți, vă rog. Voi vedeți, trageți. Nu mai somați. Avem rănit, domnul comisar. Bine. Așteptăm până la ziua, dar tot îi lichidăm. Domnule Roman. Ce? Un ofițer de la statul major întreabă ce se întâmplă aici.
Să dea lase în pace treaba noastră. Am înțeles. Bună seara. Ce-i culmea ta aici? Îl caut pe domnul comisar Roman. Pleacă, domnule, de aici. L-am căutat și la comisariat. Pleacă, domnule, de aici. Am să-i spun ceva. Pleacă, ceva. Domnule, când îți spun o dată. Bine. Te atrezi, domnul Roman. Tot eu sunt. V-am căutat și la comisariat. Lasă gura. Ce facem cu ei, domnule comisar? Grijania mamilor voastre, furați pâinea și îmbrăcămintea săracilor, vă arăt eu vouă. Domnule comisar Roman, la 8 trebuia să fiți la prefectură, ați uitat? Băgați-i la arest. Ce vrei, domnule, ce vrei? O declarație, domnule. Lasă-mă, domnule, n-am chef de declarație, domnule. Mihai, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat aici? Ioane, după masă la comisariat, ne vedem, da? Bine, noroc.
Stai! Împrăștierea, toată lumea acasă! Domnule comisar! Lasă gura! Împrăștierea, hai toată lumea acasă! Domnule comisar, e o neînțelegere, dăm hârtia! O fi! Cărați-vă! Ștergeți Putina, ori tragem! Domnule comisar, hai! Manifestația e autorizată legal, avem permisul de la... Înapoi că trag! Înapoi că trag! Semnal! Bagă viteză și intră tare în ei! Șefule, chestia asta n-a fost cu șel. Dar asta cum e? Vanță și Bărbucel! Stați pe loc și ardeți totul! Rămâne numai scrum! Haideți! Gata, șefule! Haideți, bă! Hai, mișcă! Urcați, bă! Sus! Hai, sus, 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 sus! Ești de liubă? Nu-i păcat de ea? Face câteva sute de miliarde. Juma. Stai să trag mașina și porunle dai foc. Gata, dă-i drumul! Toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a făcut el în viața aceasta ca oricare dintre noi oamenii. Șefule, nicio grijă. S-a luat toate măsurile. Scoate-ți pălăria. Chiar dacă era vorba de un miliard, nu se lua asemenea măsuri. Și când stai să te cugezi că totul fără un folos. N-am auzit bine. Și cum spuneai? Fără niciun folos? Să trăiți, șefule. Vă rog să iertați. Dacă acum... Acum... Vă rog să... Hai. Să iertați când răznesc. Întrăznește, întrăznește. Meriți. Șefule, încă o dată să iertați. Dar acum să... Ne-am băgat în politică. Și tocmai sectorul roman. L-am lovit pe bolșevic unde îl doare mai rău. Și ăsta nu se lasă până nu ne face bulion. Și, mă rog, să iertați, dar cu știe meserie. Am învățat să și trag și bine, ca ăla. Miclovan? Bună comparație, bănică. Comparatio est ratio. Thank you.
Miclovan, sau ca ăsta. Pulvis es in pulveren reverteri. Cum ați spus? E în latină. Am cam bănuit eu. Îl știi pe unul din Brăila? Unul floacă zis Istanbul? Exact. Păi, șefule, să iertați, dar ne jignești. Adică cum nu s-a găsit unul dintre noi mai de baci care să-i facă de petrecane, adică bun de prăjeală ca pe ăsta? Ne trebuie unul care nu-l cunoaște, să nu știe că Roman e polițist. Asta e. Noi nu ne băgăm. Nu ne băgăm. Cum? Chiar nimic? Nimic, niciun indiciu. Dar e clar, nu erau de la poliție. Mihai, de data asta trebuie. Oricum. Cu orice preț. Oricum, înțelegi? Trebuie prins oricum. Tocmai în cartierul tău. Tocmai tovarășii de la uzina unde ai lucrat. Asta mă face să cred că... Ce? Nimic. Mă, omule, știu ce vrei să spui. Ai făcut o obsesie cu Semaca. Tu nu-l mai vezi decât pe ăsta. Și în vis. Da, eu. Nu, nu acum. Semaca, nesemaca, cei care au făcut crima asta trebuie prinși. Sarcină de partid, înțelegi? Și răspunzi. Crezi că trebuia să mi-o mai spui? Am să-i prind. Am să-i prind chiar dacă îmi las pielea. Nu. Să-și lase cei care au făcut asta. Cum ai auzit? Hai. Bravo, Mărică, ai ajuns mare, mă. Să tutuiești pe tatu. Iartă-mă, m-a luat gura pe dinainte, știi? Săruna. Ai 50 de cocoșei. Ras și ai ușchit-o. E chestie de secret. Nu e afacere. Chestie de ambiție. Și afară de tine nu mai știe nimeni. Mi-a umflat o fufă. Tu știi că în chestia de asta eu sunt sensibil. Știu, patroane. Ăsta-i fantele. Opa, nu știu unde l-am mai cunoscut eu pe ăsta. Nu știu, fixonomia ăsta e necunoscută. Cu cine lucrezi? Cum cu cine? Nu sunt frații Floacă ca brazi? Ia uite. Când? În noaptea asta. Muzica.
Colindu. Vă primez, mă. Hai, băieți! Dă-mi dosarul ăla. Poftiți. Ăsta e liber, l-am văzut odată pe Lipscan. A făcut un an de război. Eu? Rămân la părerea mea. Alo, da? Da. Cu dumneavoastră, domnule comisar. Tot Lică e. Da, eu. Cum? Acum? Bine, vin. Bine. S-a întâmplat ceva? Nu, nimic. O chestie personală. Ei, băieți, eu zic că ajunge pentru astăzi. Ne vedem mâine. Ura! E cineva pe aici? Ce e, mă? Mă, băieți, lăsați-vă de prostii. Sus mâinile, aruncă pistolul! Tu m-ai chemat? Gura! Tăiați-l, fraților! Clădirea e înconjurată de mașinile poliției. Fiți deștepți, n-aveți scăpare. Nene, ăsta e Caraliu. Minte, caută-l. Am legitimația la mine. Fugiți, băieți! Iertați-mă. Ce vrei, mă? Cine ești? Domnule Roman, eu sunt... Mă, tu ai o macă cunoscută, dar nu știu de unde stă eu. Nu mă mai cunoașteți. Nu. Am intrat în Partidul Comunist. Ia uitați. E și? Poftiți. Ce este? Așa, ca să aveți bunăvoință să mă ajutați și pe mine. Nu, luați, luați. Că de unde iau eu nu se cunoaște. Și lui Fane la închisoare, când îi aduceam câte ceva, tot de acolo... Fane, fratele meu, care a avut onoarea să stea la închisoare cu noastră, îi mai zicea lui și Oarcă, Dumnezeu să-l ierte. Dar el nu fura decât din Oarcă. Sălice. Păi de ce nu zice așa, bă, omule? Păi, dar eu am vrut să vă tot zic, dar dumneavoastră, ca titirezul, a zice și-a, mâine, colo, și-a. Am auzit că l-a făcut ministru. Unul mai mic.
Ceva necazuri? Mă bate. Cine? Stăpânul. Mă bate de mărul pe tovarășe Roman. De când a aflat că am intrat în Partidul Comuniștilor. De ce să mă bată? Arhanghelii măsi. Cu ce drept? Păi nu sunt și om? Păi cum să mai măsuie un pat cu nevastă mea când el mă bate toată ziua? Și sunt așa de cătrănit și de rușinat că nu-mi vine să mai fac nimic. Mă... Ilie îmi zice. Mă, Ilie, și ce ai vrea tu? Păi am venit la dumneavoastră să vă întreb. Dacă-l omor. Că până la urmă tot îl omor, că nu mai pot răbda. Pățești ceva, fiind membru de partid? E, cam pățești. Dar el? El că ține ascunse o grămadă de arme, că poți înarma un regiment. El ce pățește? Asta e altceva. Hai cu mine să dai o declarație. Am scris, domnule Roman. Citește. Declarați. Eu, subliniatul Ilie Oarcă... Subsemnatul, bă. Aoleu, simțeam eu că nu e undeva bine. Argat la moșia domniei sale, domnul Semaca... Semaca ai spus? Da, argat la Semaca, la conacul de la Crăciunești. Cum, ăsta are arme la moșie? Da, eu ce tot am vrut să vă zic până acum? Ionescule, ocupă-te de o autorizație de percheziție. Voi trei mergeți cu mine. Ceilalți liberi. Alo. Vă rog cu procurorul de servici. Dumneavoastră? Bună seara. Căutăm pe domnul Semaca. Eu sunt. Da, domnule comisar Roman. Eu sunt Jean Semaca. Pe fratele meu îl cunoașteți foarte bine, doar i-ați salvat viața. Cu ce vă pot fi de folos? Poftiți ordinul de percheziție al procuraturii. Suntem informați că aici, la dumneavoastră, la Conac, se găsește un depozit de arme. Despre ce arme vorbiți, domnule comisar? Vă referiți probabil la armele de vânătoare. Într-adevăr, am un Purdey și un Holland-Holland. O să vă surprind, am și permis. Unde e permisul? Nu-i nevoie, vă cred. Și mă rog, cine v-a spus așa ceva? Cretinul ăsta? Domnule Semaca, dacă nu vă deranjează, v-am rugat să ieșim pentru 5 minute în curte, doar dumneavoastră. Mă rog. Tocmai în seara de Crăciun să ne strice petrecerea. De ce? Nu știu, habar n-am, dar se descurcă Jean, n-are importanță. Pe aici, domnul Roman. Rămâneți acolo, că-i nărăvaș de cu piciorul. Cretin ai? Asta ce sunt? Ciudate arme de vânătoare.
Mihai, unde umbli, mă? Te așteptăm aici de 4 ore. Am fost și eu să mă spovedesc ce nu-i voie. Am recunoscut pe 3 din aia care făceau pe polițiștii. Ăia din mașina cea cu aripa lovită. Fii atent că sunt în cartier la barul Ritz. Și n-am decât 3 oameni. Îi scăpăm, Mihai, scăpăm! Ionescule! Ionescule, adun toți oamenii. Dai telefoane, faci ce știi. N-avem decât 3 oameni, domnule comisar. Numai cu o rază serioasă putem să punem. Trebuie să blocăm străzile. Diamandi, Costache Marina și Motin. Ai înțeles? Da. Aici e barul Ritz. Dă-i drum. Da. Mă, băieți. Dar eu am o idee. Cât suntem? Vreo 50. 50? Da. Luați și câteva arme. Hai. Domnule Roman, dați-mi și mie o armă. Păi ce să faci tu cu ea, mă? Tu știi să umbli cu armele? Păi am făcut frontul. Sunt și rănit la genunchi. Cu niște oameni, nu iese nimeni. Am înțeles. Cum am fost pe drumul meu de multe ori, trec îndrăgostiți, îi întâlnesc, sunt fericiți și încrezători, ăsta-i. Dar nu vreau să-i privesc. Tu ești, nu? Scoală-te! Mai băieți, răspândiți-vă prin tot localul pe care îi recunoașteți, puneți mâna pe ei. Comisarii și voi! Poliția! Yeah.
ajunge! Ce s-a întâmplat? Trei din bandițe de la Basu au închis în căminul de copii. Au arme? Automate. Vor să-i lăsăm liber. Am înconjurat clădirea cu oamenii de-ai noștri. Mai există vreo ieșire? Nu, asta e aici, în față. Ai un browning? Da. Dar acolo. Poftim. Hei, voi ăia de sus! Vreau să stăm de vorbă! Dacă vrei să stăm de vorbă, urcă sus! Lasă armele jos! Sus mâine! Zi-mă! Ați văzut ce vă așteaptă afară? Predați-vă și vă promit... Ce promiți, mă? E regulă, șefle. Lasă prostiile, comisare, că las clasa muncitoare fără urmași. Ce, mă? V-ați speriat de un comisar? De un comisar, mă? Pavel are dreptate. Să ne predăm. Eu, mă? Să mă predau? Ah, vă e frică! Vă e frică, paștele mamii voastre! Vă-mpuș, mă! Vă-mpuș pe toți! Pe toți! Ești beat? Lasă pistolul jos! Bufalovil. Dragan. Hai, urcă. Nea, Dragan. Ce mai faci, domnule? Ce am făcut toată viața, muncesc. Hai că am albit. Dacă știi cât mă bucur că te văd, păi întâlnirea asta ar trebui sărbătorită. Bem ceva? Bem. Știu eu un loc. Dar tu? Prost. Comisar la poliție. Tu tot activist, nu? Ai ghicit. Într-un fel, da. La siguranță. Siguranță? Sarcini multe? Cam multe. De exemplu, azi dimineața am primit sarcina să te arestez. Ai? Să mă arestez pe mine? Da. Tot glumeț ai rămas. În seara zilei de 25 decembrie, dumneavoastră ați comis un abuz de putere în comuna Crăciunești. Dar v-am spus, v-am explicat. Delictul este agravat și de arestarea cetățeanului Semaca, de profesiune agricultor. Am găsit arme. Un depozit întreg de arme, înțelegeți? Dumneavoastră, după câte știu, sunteți comisar. Cu oarecare experiență. Cazul de la Crăciunești nu era de resortul poliției. Trebuia să ne anunțați pe noi, cei de la siguranță. Fiind vorba așa cum era ușor de înțeles. De o problemă politică. Ați complicat foarte grav descoperirea unei rețele de spionaj, a cărei rezolvare ținea de siguranța statului. În fine, domnul Semaca a fost eliberat, cu scuzele de rigoare. Mi-a făcut multă plăcere să-i cer scuze. Iar tu? Tu, după cum se spune în mediul distins pe care îl frecventezi, ai rupt-o în fericire.
Din încurcătura asta te poate scăpa, fiule, numai bunul și dreptul Dumnezeu. Hm? Doamne, Dumnezeul nostru, binecuvântează mâncarea, băutura și pe robii tăi. Amin. 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 Ce te umpli, frate, că la noapte erai să iei razna? Dacă mor încerca duhurile, îi merge. S-a adunat în sfânta noastră mănăstire toți calice de prin toate mănăstirile pe care le-a pedepsit Dumnezeu cu foc în vremea războiului. Și din pricina lor, din cauza ăstora mulți, o să murim noi de foame. Frate Serafioane, spune apostolul să vă ajutați unii pre alții și să trăiți ca frații. Da, da, sunt mulți. Mult prea mulți. Bă, parcă era mai mișto la capșa. Da, și mă, nenorocitul. Nu era vasele asta, mai vrei? Nu. E, nu. Nu, nu. N-ai știut? Nu. E, nu. A. S-a ningă în martie, tovarșul Roma. Cine-a dracu a mai văzut? Taci, mă, din gură. Nu mă-n ia pe Dumnezeu. Mai ai o conservă? Mai am. Dar să nu s-a plece, tovarșul Roman, că e cam a treia. Mă, fiule, eu sunt părintele Avacum, auzi tu? Și sunt flămând, și sunt debil. Ai aflat ceva? În chestiunea care vă interesează, nu. Dă-mi o gură de vin și aprindem o țigare. În chestiunea cealaltă, în schimb, am văzut un... printre zidar, unul care nu e zidar. Și nu știu de unde să-l iau. Poftim. Dar nu știu cine e. Îmi dați și mie. Părerea mea, tovarșul Romanie, că... Ascultă-mă, Sherlock Holmes. După ce eu caut acum un car cu fân, vii tu acum ca să mă... Îmi pare rău, tovarșul Roman. Să știți că mă jigniți. Trebuie să plec. Azi sunt de rând la slujbă. Păcat că nu poți să mă auzi. Ce ai făcut cu iepurile? O, l-am pus în vin negru. Fii cu ochii în patru. Doamne, ajută! Pe lume aminte pace tuturor.
și Duhului tău. Fraților, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor slabi și nu nouă să plăcem, ci fiecare din noi să facă spre plăcerea vecinului. Cine e? Că nu-l cunosc. Unul la vacum. De unde vine? Dumnezeu să-l știe. De la vreo mănăstire care s-a prăpădit. Ocările celor ce te ocărăsc au căzut asupra mea. Pace ție, cititorule! Părinte econom, cu glasul ăsta ajunge stareț. Eu mă voi bucura dacă unul e mai vrednic ca mine, îi va fi hărăzită această cinste. Doamne și stăpân al vieții mele, de hultă îndăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire, al grei din deșert. Frate Avacume, iartă-mă că te tulbur din rugă. Ai ceva trebuință, sfinția ta? Frumos te rugai, din suflet. Cine știe ce necazuri ți-a umplut viața așa de tânără? Multe, părinte, multe. Dar te simt îngrijorat. Ce te aduce la mine? Păi, m-am legat sufletește de cuvioșia ta. De puțină vreme te cunosc, dar parcă mi-ai fi un frate. Din păcate aici s-a adunat o mulțime de lume. Și uite, azi de dimineață trudim prin chiliile unor frați. Veniți cine știe de pe unde. Ce crezi că am găsit? Oare ce mâncăruri de dulce? Doamne, păzește și ferește sculele deavolului în casa Domnului. Ce să fac cu ele? Apoi sfinția ta, eu zic să le arunci la umblătoare. Vrei să-ți spun unde le-am găsit? De ce mie? Spune-i starețului. Ba, eu nu spun nimic. De belele am eu nevoie, ferească Dumnezeu. Nici eu, frate. Doamne, trândăvii, al grijii. Iar te scobești, părinte econom. Preasfinția ta, l-am văzut pe fratele într-o credință Serapion punând azi noapte vârșele la apă. Ce tot zici? Părintele Ghideon a înjurat de cele sfinte când a dat de mâncare la găini. Fratele Avacum se arată cu cernic nevoie mare și singuratec foarte. Te mai cercetăm. Aseară părintele Veneamin a fost în sat. Are acolo țiitoare, una Vasilica, văduvă tânără. Preasfinția ta, să te faci bine, că părintele Veneamin umblă să ajungă el stareț. Fiule, te bântuie duhul cel părătoriu. Eu pentru sfinția ta trudesc. Parcă ziceai ceva de părintele Avacum. De unde vine și cum de a ajuns la noi? De la pusnicul, mănăstirea bombardată. Și el cum a scăpat? Numai domnul știe. Păi mai avem unul de la pusnicul, ăla mut și surd. Nu s-au întâlnit. Crezi că Roman o să se descurce? La siguranță sunt silit să lucrez cu oameni în care nu am absolut încredere. Da. De aceea am apelat la Mihai Roman. Și de Raiza n-a orice știți. După informațiile pe care le deținem, se pare că Raiza n-a o s-ar afla ascuns la noi în țară. Dacă nu mă înșel, să vorbea perfect românește. S-a născut în Transilvania. Era tipul specializat în problemele românești, o adevărată arhivă a serviciului de spionaj german. Și clienți pentru asemenea prețioasă arhivă nu lipsesc. Exact. De curând, un membru al Comisiei Aleate de Control a primit o ofertă din partea unui onorabil don Semaca. Și? Cred că nu s-au înțeles încă asupra prețului. Urmărindu-l pe Semaca, am dat de o relație foarte curioasă. Cu o mănăstire improvizată în această regiune. Aici s-au adăpostit călugări refugiați din Moldova și Transilvania. Cu o identitate aproape imposibil de dovedit. O ascunzătoare mai bună nici n-ar fi putut găsi. Da, e o ipoteză, dar deocamdată alt drum nu avem. Arestarea lui Semac apărea la un moment dat când ne strică socotelile. I-am dat drumul și așteptăm. Între timp, Roman trebuie să-l identifice pe Reisenauer. Legenda lui Roman e blindată? Sigur că e blindată. Călugări de la mănăstirea Pusnicu, ars în 44.
Se știe că din cei 19 călugări n-a rămas niciunul cu viață. Dar Semaca mai ține legătură cu tipul de la Comisia Aliată? Nu. Ultimul a dispărut de la Atene Palas. Probabil s-a dus să primească instrucțiuni. L-am văzut pe Roman. Foși, bă, de aici. Ți s-a apărut. Îți spun eu că e el. Sunt sigur. Bă, tu ai sisi? Ce să caute Roman aici? Și de chizat în pop. E una știu și bună. Ăsta e sigur Roman. Și dacă ne recunoaște, am încurcat-o. Vorbește, dracu, mai încet, să nu ne audă cineva. De ce am încurcat-o? Și la urma urmei, ce? N-are voie omul să se facă popă? Ei, asta e bun. Vezi că ești tâmpit? Cine este singurii care știe că Semaca a prădat bijuteria Lambert? Ai? Sfinția ta și sfinția mea. Martor, bă, martor. De-aia ne-a băgat un Semaca aici. La loc sigur, cum spunea el. E clar? Am sisi? Ah, ca să-l înfunde pe Semaca, Roman ne caută pe noi. Doar om ciripi. Ai început să pricepi. Pune lava pe noi. Dacă suflăm, ne melesc oamenii, nu Semaca. Dacă facem pe muții, ne îngroapă în bătăi polițaiul. Sfinția ta, am rupt-o în fericire. Încotro așa dimineață, frate Serapion. Iau puțin aer. La o vreme simt că mă înnăbuș. Ei, da, că aerul de dimineață e sănătos. Mai ales că dinspre balta Dionis de pește proaspăt. Da, ce-am auzit? Că ai scăpat de la mănăstirea Pusnicul? Mare mila domnului. Păi mai e unul care a scăpat de la Pusnicul. L-a dus cineva de mână, că e surd și mult și cam tâmpit. Cred că de spaimă, sigur. Cred, părinte, cred. Curgeau bombele ca grindina. Mm. Dar cum îl cheamă? Aia la care duce vitele la pășuni. Ah, credeam că numai eu am scăpat. Mm. Auzi, părinte? Mm. Du-te și ia-ți peștele, că dacă dau un ofrei peste el, intri la belea. Teodosie! Hei! Teodosie! Frate Teodosie, nu mă cunoști? Sunt Avacum! De la Pusnicu. Mișca, domnule Roman! Flecule, bagă-ți mințile în cap. Hai, bă, mai repede, ne prind ăștia cu hoitul aici. Ha!
mă, încoamă! Mă, uite! Nu mai dați, mă! Nu mai dați! Mă, pe voi cine v-a dus aici, mă? Domn Semaca, domn Semaca! De ce, mă? De ce v-a dus, mă? Nu știu, domn. Cum nu știu, mă, mințiți? Nu mai dați, domn, mă! Mă, voi mințiți, mă! Nu mințiți, nu mințiți! De ce? De ce v-a dus, mă? Mă, nu de ce? S-a întâmplat ceva, părinte, acum? Nimic, sfinția ta! Îi spovedesc! Veniți încoace. Stai jos. Mă, că Semaca v-a ascuns aici, vă cred. Dacă nu știți de ce v-a ascuns, să-i o spuneți lui Mutu. Dar asta e altceva. Deocamdată, uite ce vă cer. Tu ai să te ții după surdomutul ăla, auzi? Am înțeles. Iar tu, după ăla, somnambulul. Să trăiți, domnule. Pas cu pas. Am înțeles. Să nu umblați cu fofârlica, că vă curăți ca miclovan. De Semaca poate mai scăpați, dar de mine nu. Să rămână, domn Roman. Dacă vreți voi, cu darul ce mi-este dat, vă dezleg pe voi, necredincioșilor, de unele păcate. Cu voie au fără voie. Bă, tâmpit ești, mă. Cine-i, mă, tâmpit? Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Se non vi ramo rarita ramo rarita ramo. Care ești, bă? Rica? Ce faci, bă? Dormi? Nu. Unde-i Mutu? Păi, pe lac acolo. E, pe lac.
Ilie, nu vorbi. Hai, va. Domnule. Vino repede. Domnule Roman, unde am fost? Unde încet. Ați fost toată ziua că v-am căutat? Te-am adus aminte gura, unde l-am văzut. Gura, ascultă aici. Pleci și anunți toate posturile operative că Eisenhower a dispărut. Pricepi? M-a mirosit. Era Teodosie surdomut, înțelegi? Dă-i drumul. Domn Roman, știu acum cine e zidarul ăla. Mă, te umor, mă, dă-i drumul. A dus. S-a adus bietul mut. Putea să mai trăiesc. Doamne, doamne, mare pacoste ne-a căzut pe cap. Tocmai acum când sosește binefăcătorul nostru. Eu zic să ne grăbim, cam trebuie să vină. Dumnezeu să-l ierte, bietul om. Ai pregătit totul? Da, preasfinte. Toți călugării, dar toți auzi să bată tufele și păpurișul. Răspunzi-o, nu frie. Dacă nu iese bine, 5 luni te țin numai cu pâine și apă. Da. Luați-l pe fratele nostru cel plecat de la noi și faceți cele de trebuință. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. A vrut să mănânce și el niște pește și postul ăsta... Aveți ceva cald în trup, domnule Semaca, că dinspre apă trage. Cu vânatul cum stăm, a? Mila domnului se găsește. La ce oră binevoiți a luat cina? O să vedem. Ai aranjat tot? Gata, gata. Bonacii? La posturi. Numai semnalul domniei voastre l-așteaptă. Hai că pierdem vremea. Ce zici? O să avem vreme bună? Vreme foarte frumoasă. Descoperit. Credeți că ăsta e lucrul cel mai important acum? Trebuie să vă hotărâți imediat. Jos ne așteaptă o mașină.
Aștept și eu răspunsul dumneavoastră. Cred că nu am altă șansă. Ba da, mai aveți una. De pildă, să vă predați comuniștilor. Este zu ihr Verfügung. Herr Eisenhower. Herr Eisenhower, ich weiß, dass Sie ein lebendiges Archiv sind. Und ich weiß noch, dass Sie auch ein konkretes Archiv haben. Meine Schiffe sind im selben Maß interessiert, dieses Archiv zu lesen und eine längere Unterredung mit Ihnen zu haben. Tovarășu Roman! Tovarășu Roman! Tovarășu Roman! Tovarășu Roman! Ce mă, ești nebun, mă? Tovarășu Roman, l-am recunoscut pe ăla. Da, l-am văzut la Conala, domnul Semaca era în uniformă de ofițer. Vorbește cu călugărul ăla, cum îi zice, cu S? Serapion. Serapion, exact! Îl așteaptă! Vorbește o limbă de neînțeleg! Serapion! Îl așteaptă o mașină, repede! Mai tare, domnul Roman. Mai tare, domnul Roman.
Pe tancuri! Nu v-am spus că am făcut frontul? Hai că e în calic! Acu' e în calic! Domnul Roman, de ce nu trageți în cauciuc? Dar ce găzilie, că suntem la film? Ia-o pe dreapta și aruncă-te pe șosea. Și așa, părinte Serapion, a? Zumbe fel, părinte Avacume. Vă stau la dispoziție. Domnule Roman, să știți că fac parte din comisia aliată. Știu, domnule Maior, știu. Încântat de cunoștință. Să mergem. Dacă n-ar fi fost Ilie, trupul lui Jean Semaca cu vânătoare ar fi reușit. Și probabil l-am fi pierdut pe Eisenhower. Dar... În orice caz, te felicit. Mulțumesc, sfinția voastră. Unde ai vrea să-ți petreci vreo 5 zile de concediu? Mai mult nu pot să-ți dau. Păi, eu zic că tot într-o mănăstire. Dar dacă se poate de maici. Asta e drept. Dar aveam o surpriză pentru tine azi. Vorbește, te ascult. Domnul de la Comisia Aliată a fost foarte fair play. Ne-a dat amănunte care ne interesează. L-am eliberat cu toate salamalecurile. Mă gândeam că ți-ar face mare plăcere să-l arestezi pe Semaca. Anticarul? Nu, Mihai, pe al nostru. E drept că acu' ai toate dovezile și pentru... ca să-l poți înfunda pe anticar. Ți-am pregătit încă o surpriză. Iată mandatele de arestare pentru amândoi. Ai aici și o adresă. Cunoști? Ah, la Madame Evelin. Da, deși tu, deși tu, dragă, fii drăguță cu domnul. Sigur, aș... Fără prostii, băieți. Stai. Aveți vreo preferință, domnule comisar? Pe tine.
ordinul de arestare. Iarăși? De data asta definitiv, sper. Mai vreau șampanie. Roman, șefule. Cine? Roman. Calm. Iar ne întâlnim. Ce să-i faci? Trebuie să recunosc că, din punct de vedere al reputației mele, e neplăcut. Semaca, de data asta ai încurcat-o. Ai complimente de la Rică și Flecu. Au făcut mărturisiri. Te arestezi sub acuzația de crimă și de atac al bijuteriei Lambert. Lăsați-ne singuri. Haideți, fetelor. $200 de monede de aur. Și $10,000. $200 de monede de aur și $15,000. Fii deștept, domnule, o avere. Nu se maca. Sper să adaug performanțelor dumitale atacul asupra manifestanților și moartea lui Miclovan. Ești prost, domnule comisar. Nu toată lumea e de vânzare, Semaca. Ți-ai pierdut mințile. În casă și afară sunt 10 oameni de-ai mei. 10. Vezi că ești prost? Eu voi trage dumneata și primul care va intra în camera aceasta va fi omul meu. Și după aceea, agenții dumitale, ce vor găsi? Un comisar mort și revolverul cu amprentele omului meu. Clar? Destul de clar. Dar nu uita că Rică și Flecu sunt arestați. Fără dumneata mă descurc eu. Scoate pistolul și aruncă-l jos. Întoarce-te. Vezi, domnule Roman, și eu lucrez, cum zici dumneata, cu mâinile curate. Într-adevăr, Semaca, cum spui, cu mâinile curate. Și eu sensibilitățile mele.